Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Așa cum o facem zi de zi, ne reîntâlnim și astăzi, la început de săptămână, cu multă iubire în suflete, cu multă voioșie din nou la rubricuța voastră favorită, la Minutul de Fericire. Și vă mulțumesc, dragilor, că îmi sunteți aproape zi de zi. Vă mai mulțumesc pentru toate urările, pentru toate mesajele pe care mi le-ați transmis ieri pe toate căile. Mă simt foarte onorat, foarte recunoscător și vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru toate mesajele minunate. Vă transmit toată iubirea mea și vă apreciez pe fiecare în parte. Și revenim la această zi de luni, de 13, început de săptămână, conform tarotului. Această zi de 13 este reprezentată de arcana numărul 13, o arcană care îi se mai spune și arcana fără nume, o arcană foarte grea, îi se mai spune și moartea. Nu reprezintă întotdeauna moarte, dar reprezintă încheierea unui ciclu, încheierea unei relații, unui job, un sfârșit a ceva. Reprezintă regenerare, reinventare, transformare, dar reprezintă și moarte dacă este poziționat într-o citire în diverse forme, dacă este lângă turn. Mai multe informații o să vedeți așa pe ecran despre această carte. Aș putea să o caracterizez această carte, să o asemăn cu Arhanghelul Azrael sau cu planeta Pluto, care vrea să dărâme tot și să te reinventezi, sau cu mitul pasărea Phoenix, da, te renaști, te reinventezi din propria ta cenușă, da, este vorba despre o carte transformatoare. Nu vă speriați de ea, pentru că nu reprezintă întotdeauna moarte, da? Și mai multe informații veți vedea despre această carte pe ecran. Nu vreau să mă conectez prea mult la ea, pentru că sunt foarte empatic și percep energia acestui card. Afară aici plouă, este foarte înnorat, se resimte așa o energie destul de mohorâtă și încerc să mă detașez. Am vorbit despre guvernatorul acestei zile în alte dăți luna trecută, care ar fi Arhanghelul Gabriel. Despre Gabriel știți foarte multe informații. Dacă nu știți, dați click pe episoadele din săptămâna anterioară. Am vorbit despre Arhanghelul Haniel, Arhanghelul Lunii, am vorbit despre Arhanghelul Ariel și vreau să vă prezint astăzi un alt arhanghel care nu prea este cunoscut așa de umanitate, dar este un arhanghel important, acționează în viețile noastre. Este vorba despre Arhanghelul Muriel, îi se mai spune și parfumul lui Dumnezeu. Numele lui vine de la Mir, da? Și este un arhanghel al empatiei. Ne ajută să avem empatie, să ne gestionăm emoțiile noastre, ne ajută să trecem peste, să fim mult mai puternici, mult mai empatici, mult mai înțelegători. Ne ajută foarte mult să trecem prin diverse. Mai multe informații despre el o să găsiți așa pe ecran, cum să-l invocați. Este un arhanghel care este cu un aspect feminin. Ne mai ajută să găsim un animal de companie pentru noi potrivit, ne ajută la foarte multe situații aici pe pământ, o să vedeți voi pe ecran despre el mai multe informații. Este un arhanghel al empatiei, ne ajută să înțelegem persoanele din jurul nostru și este bine să fim așa înțelegători, să fim empatici, dar mă refer să facem diferența dintre milă și empatie, adică putem să înțelegem pe cei din jurul nostru, dar totuși să nu intrăm prea mult în energia lor, pentru că putem și prelua. Acest arhanghel ne ajută să ne detașăm cumva, să ne onorăm toate simțirile, toate emoțiile, mai ales în această săptămână, când avem așa tendința să experimentăm diverse emoții sufletești, tot felul de trăiri, tot felul de fluctuații. Așa cum ni s-a transmis și în ghidarea săptămânală, pot apărea tot felul de frici, pentru că în minte ne vin tot felul de frici așa la suprafață, tot felul de lipsuri, ne putem gândi așa prea mult la viitor. Este bine să rămânem ancorați în prezent, să fim deschiși și să nu opunem rezistență, pentru că dacă opunem rezistență, ne va fi mult mai greu să ne lăsăm așa
când auziți de tot ceea ce se întâmplă, să fim în prezent și să avem credință. Atunci când ai credință, știi că totul este bine în viața ta și să ne abandonăm la nivel interior planului divin, pentru că suntem puternici, am fost pregătiți să experimentăm aceste timpuri, aceste schimbări, aceste transformări. Această arcană, numărul 13, se manifestă foarte mult în această perioadă, da? Și această zi este guvernată de luna fiind în Capricorn. S-ar putea să fim mai rigizi în această perioadă, așa cum este Capricornul, da? Și Capricornul are o energie de pământ, este guvernat de Saturn, să încercăm să fim maleabili. De asta vă spun, luni și marți se resimte o energie ceva mai puternică și este bine să încercați să vă ridicați deasupra, s-ar putea să fim mai mohorâți așa și de aceea este nevoie de susținere, să ne ridicăm cu toții moralul și să nu cădem așa în tristeți, în dezamăgiri, în tot felul de frici. Este necesar să ne regăsim forța din noi, să ne reinventăm și doar așa putem trece peste cu mai mult umor, dar să nu fim atât de încrâncenați. Așa sunt tendințele energetice cu luna în Capricorn. Pluto își pune o amprentă foarte puternică, este în Capricorn zilele acestea, luni și marți. Cum am spus, Pluto este planeta care vrea să radă tot, transformare, să te reinventezi, o nouă lume, da? Și a pus foarte mult amprenta Pluton cu această conjuncție dintre Pluton și Jupiter. Și energia acestei conjuncții se resimte așa în timp îndelungat. Și să luăm și un mesaj, dragilor, pentru că nu vreau să vă duc în această tristețe, pentru că aceste carduri așa au o amprentă energetică, și să vedem ce ni s-ar transmite astăzi. Un mesaj așa de înțelepciune, cum ne încurajează arhanghelii. Dragi arhangheli din lumina divină, vă rog, ghidați-mă, inspirați-mă și transmiteți-ne nouă celor care vom vedea acest video acel mesaj cu acel arhanghel care ne-ar putea transmite un mesaj și ne-ar călăuzi pe ziua de astăzi, ziua numărul 13. O să vedeți și informații despre cei ce s-au născut în ziua 13, caracteristicile acestei zile. Mai multe informații găsiți suplimentare pe ecran și vă rog citiți-le cu atenție pentru că sunt informații foarte importante. Dacă trec cumva prea repede, pune stop și așa puteți citi în liniște. Și cine vine? Vine Arhanghelul Gabriel, este o zi de Arhanghelul Gabriel, este o zi de maternitate, de mamă, da? De a pune toată atenția asupra familiei, asupra copiilor dumneavoastră. Dacă unii dintre voi nu aveți copii, vă puneți toată această dragoste față de animalul de companie, față de copilul tău interior. Deci avem o energie astăzi foarte profundă, feminină, iubitoare, de mamă, așa ca și a Fecioarei Maria, da? Toată dragostea vă dăruiți familiei dumneavoastră, copiilor dumneavoastră. Asta este caracteristica acestei zile. Arhanghelul Gabriel se manifestă foarte puternic astăzi. Puteți să vă comunicați cu el, el este un mesager divin, vă deschide canalele de comunicare. Vă ajută să primiți informații de dincolo, vă ajută să aveți inspirație, să puteți comunica cât mai clar, cât mai liber și ajută femeile care își doresc un copil să rămână însărcinate și vă ajută să puteți dărui această dragoste de mamă, da? Față de copiii dumneavoastră, multă blândețe, multă feminitate. Și asta reprezintă această carte, da? Veți face activități așa casnice, poate doriți să gătiți ceva special pentru copiii dumneavoastră, o prăjitură, o mâncare specială, toată dragostea oferiți copiilor dumneavoastră. Și cum am spus, cei care nu au copii, vă oferiți dragostea față de un animal de companie, un pisicuț, un cățeluș, sau față de copilul tău interior. Resimțim, indiferent că suntem bărbați sau femei, această energie la nivel sufletesc se va resimți. Avem nevoia să oferim dragoste, înțelegere, compasiune, să avem grijă de cineva, da? De un suflet, de o ființă. Frumos mesaj, corespunde
conform energiei acestei zile, da? Și cam asta am vrut eu să vă transmit, dragilor, deci să încercăm în această săptămână să avem mai multă compasiune, înțelegere, să ne iertăm pe noi, să ne iubim și să fim blânzi, să nu ne biciuim și să nu judecăm aceste timpuri, să ne răzbunăm, pentru că nimic nu vom face prin răzbunare. Totul se rezolvă prin iubire, dar să ne ancorăm în cea mai înaltă frecvență a iubirii, să fim iubire. Doar așa putem să depășim toate aceste provocări, toate aceste obstacole. Să încercăm să ne creăm o relație mai specială cu Iisus, să-L cunoaștem așa personal fiecăruia dintre noi, să îi se reveleze Iisus și să-și creeze o relație mai specială. Indiferent că s-au scris diverse sau diverse persoane spun diverse lucruri despre Iisus, dar tu cunoaște-L pe Iisus așa ca pe un prieten, așa ca pe un frate, ca pe un mentor care vrea să te ajute și tu să poți evolua și tu să poți manifesta în viața ta de aici toate aceste calități pe care El le-a putut arăta întregii lumi și noi putem face astea chiar și mai multe, așa cum ni s-a transmis. O săptămână binecuvântată tuturor, plină de înțelepciune, de înțelegere și să ne vedem mâine la o nouă rubricuță într-o energie maximă și în fiecare zi să debordăm de fericire. Zâmbiți, pentru că zâmbetul face bine sănătății noastre și dacă noi zâmbim, chiar și într-un mod conștient, toate celulele noastre vor râde, vor zâmbi și ele. Și viața ne zâmbește nouă tuturor. Pe curând, dragilor, și numai bine! Namaste, suflete dragi și frumoase!